Bună ziua! Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ce gândește el, ce gândește ea despre mine. Dar așa, ce gândește în general, nu despre relație musai, pentru că n-am mai făcut genul acesta de etalare de nu știu cât timp, scuzați-mi deranjul, dar lucrez. Acolo florile acelea uscate sunt busuioc, este busuioc de la preot. Acum, o să fie o etalare cu patru numere. Aveți de ales între această piatră 1, acvamarin, cuarț alb roz 2. Da. Am vrut să facem așa face to face, n-am mai făcut de mult. 3. E frumoasă și asta. Și 4. Nuanțe de verde, vedeți? Ar putea să fie aventurin sau da, cred că mai degrabă. În spine. Aici aveți, da? Încă o dată verde. Vedeți ce frumos. Un verde finuț. Da? Acesta fiind numărul 4. 3. E mai mic, dar e interesant. 2. Și 1. Să vedem dacă reușesc să iau eu așa câte două, câte două. Da? Încă un picuț. Aveți răbdărică? Vedeți? Cam așa trebuie să cam așa. Eu zic că în principiu ați avut timp să alegeți. Da? Hai să vedem. Numărul 1. Cei care ați ales această pietricică. Ce gândește despre voi? Numărul 1. Ce gândește despre voi? O dată. De două ori. O dată de două ori. Adică o carte. A doua carte. Să fie 4. Și-o văzuse la un moment dat. O văzuse la un moment dat. O să le și clarific. Acum. Clarificăm. Imediat vă arăt. Imediat vă arăt. Clarificăm. Clarificăm judecata. Așa. Deci, ce gândește despre voi? Lumea a fost clarificată de stea. Apoi, judecata a fost clarificată de 4 de bâte pe orizontal. Apoi, 5 de monede a fost clarificat de 10 de monede. Și apoi, diavolul a fost clarificat de nebunul invers. La capătul setului de cărți, pe de-o parte avem 2 de bâte. Da? O alegere, un plan care se face în mare stres și mare durere referitor la legătura profundă care există între voi doi, 6 de cupe. Și în capătul celorlalte 6 de cărți, iar comunicarea, planul de a construi, de a merge, de a alege în primul rând și comunicarea este foarte importantă. Pentru că în spatele acestui cavaler de spade avem regrete, avem nostalgie, avem lacrimi, avem tăcere, deși se dorește comunicarea. Deși se dorește comunicarea. Ce gândește despre voi? Lumea a fost clarificată de lume. În primul rând că sunteți la distanță.
posibil unii dintre voi să fiți la distanță peste hotare și să fiți de neatins și să fie foarte greu să treacă aceste granițe, să treacă dintr-o lume într-alta, dintr-o țară în alta. Pentru alții, există posibilitatea ca voi să fiți într-o anumită postură, să fiți în centru atenției, să fiți deasupra lumii, să fiți o steluță, o stea, da? Într-un fel sau altul să atrageți atenția, să fiți cam totul, dintr-un anumit punct de vedere. Dar poate să fie și una și alta, să fiți și la distanță, să fiți și să atrageți atenția într-un fel sau altul. Ideea este că această întâlnire cu voi și distanța, și o distanță care trebuie vindecată, o distanță în care trebuie să se roage personajul, să-și construiască credința, da? Această distanță și această întâlnire de impact, zic eu, chiar dacă a fost online pentru unii sau este online pentru unii, pentru alții poate nu este. Poate interveni distanța, ați plecat la un moment dat și greu vă mai reîntâlniți. Această lume, această distanță și eventual această poziție a unora deasupra unei mulțimi, mai mari sau mai mici, gândesc ei că este revelatoare, am vrut să zic, dar în primul rând îi ajută să renască într-o anumită privență. Interesant că această judecată a fost clarificată de 4 de spade, dar pe orizontal. Probabil că până acum au meditat la o tăcere care s-a pus între voi, într-un fel sau altul, o să vedeți că s-a pus o tăcere între voi. Da? Și această tăcere a fost necesară ca să renască, da? 20 și 21, interesant. Interesant. Cred că pentru unii anul 2020 a fost mai dureros și în acest 2021 speră la o nouă întâlnire, la o nouă manifestare, o nouă lume între voi doi. Dar ce gândește despre voi? Gândește că sunteți persoane, pentru mine acesta este Pluto, da? Sunteți persoane care transformă și într-un fel sau altul i-ați transformat și pe voi, dar și pe ei, dar mai presus de toate, vă transformați. Voi sunteți genul de oameni care vă transformați și renașteți. Renașteți din lumi pierdute, din lumi struncinate și dărâmate, da? Renașteți pentru că apare steaua, vindecarea, da? Aveți această capacitate de a renaște, da? Și chiar dacă ați fost bolnavi, chiar dacă ați fost în meditație, acum această carte ar putea să însemne ieșirea dintr-o perioadă de tăcere, de vindecare, da? Vizibilă și la stea. Și dorința de a manifesta acest as de spade, această victorie pe care sunteți ghidați de divinitate, de îngerii voștri, sau, da, de stea, de destin, să o manifestați. Însă că această comunicare se va întâmpla între voi doi, că va fi altfel de comunicare, mai ales dacă sunteți persoane publice într-un fel sau altul, variază. Ideea este că sunteți persoane, aici sunt doar semne fixe, da? Și steaua, dacă ar fi să reprezinte vreun vărsător, sau aspect învărsător, exclus vertex, așa, dacă reprezintă vreun aspect învărsător, ideea este că transformați aceste elemente fixe în într-un fel. Transformați într-un fel. Apare totuși o problemă. De ce am zis într-un fel? Pentru că deocamdată, momentan, apare o problemă. Există un 5 de monede, iar în singurare, iar tăcere, iar probleme între voi doi, într-o formă sau alta. Probleme care pot să fie și din partea voastră și din partea lor. Și aceste probleme au fost clarificate de 10 de monede. Pe de o parte, dacă ieșiți prea mult în public, ar putea să reprezinte cariera uneia și celălalt, adică acest personaj, să-și închipuie că voi stați din punct de vedere al carierei mult mai bine. E ceea ce gândesc ei. Nu înseamnă că este și adevărat. Deci ceea ce gândesc ei, da? Repet, să se gândească că ei nu stau la fel de bine nici cu banii, nici financiar, da, nici profesional, la fel de bine ca voi. Este, poate să fie și o impresie. Pe de altă parte, pentru unii poate să reprezinte, poate ei
să se simtă însingurați din cauza că voi mai aveți o altă relație sau ei au o altă relație. Este o altă relație, o familie, da? Care afectează relația dintre voi doi. Dar nu este o influență emoțională, cât mai degrabă tradițională și financiară, eventual, repet, profesională. Înțelegeți, da? În continuare, după 5 de monede, apare diavolul. Într-un fel sau altul, se creează o adicție. Simt că, deși este o distanță, deși poate ați uitat de ei, poate ați încheiat capitolul și vă vindecați, pentru că apare Pluto și 4 de spade, posibil, da? Dacă, repet, sunt gândurile lor. Totuși, ei rămân în această legătură, rămân foarte legați de voi. S-a creat o karmă într-un fel sau altul, prin întâlnire sau ce ați experimentat împreună. Pe de altă parte, diavolul a fost clarificat de nebunul invers. Deși există această adicție, Pluto acesta, care transformă, Pluto creează și obsesii, evident. Încă problema nu s-a vindecat, încă personajul nu s-a vindecat, eventual poate nici voi, dar este că încă nu se poate manifesta acest zero, da? Este o teamă de risc, poate să fie frica de a risca, chiar dacă există legătura puternică dintre voi doi, să fie frica de a risca pentru că e în joc o familie sau e în joc o carieră sau celălalt se simte mai puțin meritos. Mai puțin meritos. Și da, trebuie să aleagă. Trebuie să aleagă. Acum această alegere se face în durere și în stres pentru că se dorește într-adevăr vindecarea în această relație. În această relație pe care eu o simt. O simt că este o relație specială de suflet, probabil flăcări gemene, dar vindecarea a venit în această poziție. Transformarea încă există. Repet, poate să fie și o transformare care este influențată foarte mult de problemele financiare tradiționale, de ambiții, adicții. Adicții, poate să fie adicția de job, da? Sau de bani, sau de familie, adicția de familie. Vai, nu pot să plec de acasă, că ce o să fac eu singur? Zero, da? Ce o să fac eu singur sau singură, da? Înțelegeți. Sunt niște chestii. Dar, ce gândesc despre voi? Ce ar mai fi? Asta pentru că acest diavol a fost clarificat de zero invers. Putea să fie clarificat de altceva și l-aș fi interpretat altfel. Oricum, gândesc că întâlnirea dintre voi doi este foarte intensă. Cu judecata și cu diavolul clar este extrem de intensă, transformatoare, adictivă, dar și cu potențial de vindecare și de creștere spirituală. Depinde în cât timp se va manifesta. Însă, eu cred că dintre toate aceste gânduri, pentru că sunt întotdeauna mai multe gânduri, nu poți să gândești într-un singur fel despre o persoană, mai ales o persoană care îți place și ți se pare importantă în viață, da? Sunt mai multe gânduri. Primele au fost acestea, cele mai frumoase. Ultimul, să zic, la care se lucrează, este această adicție. Eu cred că mai degrabă adicția de voi și poate că și voi aveți o adicție, dependență sau ambiție, pentru că acest Capricorn reprezintă și casa 10-a. Poate sunteți și foarte ambițioși, ambițioase. Și aici este o problemă. Cum să vin eu, da, dacă sunt în această poziție, 5 de monede, insuficient, not enough, da? Insuficient de, nu știu cum, da? Când această persoană își dorește, să zic, carieră, are reușite profesionale într-o formă sau alta, transformă alte persoane, transformă și pe mine într-un fel sau altul, da? Pentru că s-a transformat. Întotdeauna când vorbim de transformare, un om nu poate să transforme dacă nu s-a transformat înainte, da? Deci judecata aceasta. Ei judecă acum, stau și analizează, da? De-am zis ce gândesc, într-un fel. Cum judecă? Judecă destul de profund.
destul de profund despre voi. Așa simt, deocamdată. Deocamdată o să mai... Dar, în general, nu am zis că despre situația asta, dacă simțiți că ar putea să reflectă un moment între voi doi, oricum se dorește comunicarea, se dorește alegerea unei manifestări victorioase, da? Nu a stagnării, pentru că stagnarea se vede și prin 5 de monede, într-un fel sau altul, și din 4 de spade. Cu alte cuvinte, relația voastră a cam scârțit și posibil chiar să fiți și în nou contact. Dar asta nu înseamnă că personajul nu se gândește și nu-și dorește comunicarea. Aș vrea să mai aleg o carte. Da, a apărut Chiron. E o chestiune care ține de suferință. Cel care a suferit îi vindecă și pe ceilalți. Și în momentul în care veți vindeca această problemă, veți reuși să vindecați și alte chestiuni. Deocamdată cam atât. Am zis că e mai scurtuță etalarea. Ce mai gândește despre voi? Să mai mă gândesc. Primesc un mesaj că acest personaj nu a arătat foarte mult. Cât vă iubește? Poate din motive de carieră, da, reputație, poate din motive de, eu știu, tradiție, familie, sau dimpotrivă. Din cauza că nu s-a simțit suficient de merituos sau apreciată. Interesant. Oricum, sunt convinsă că într-un fel sau altul Chiron este afectat în relația dintre voi. Măcar printr-un tranzit planetar. Interesant. Ok, trecem la următoarea. Următorul număr. Da? Cei care ați ales acest cristal alb, da? Numărul 2. Hai să vedem numărul 2. O etalare scurticică în care încercăm să aflăm ce gândește despre voi în general. Poate să se refere și la un moment acum, în această perioadă, ceva s-a întâmplat, dar poate să fie și în general, da? Ce gândește despre voi, persoana la care... Uf! 1. Ce gândește despre voi, numărul 2. Ups. Nu sunt multe. Le-a schimbat, e roata norocului. Le-a schimbat destinul într-un fel sau altul. Dar au venit foarte multe. Ia aici ce? Câte sunt? Acceptabil. Ok, tot mai bine. 3 și cu 1, 4. Că am zis că iau 4 cărți. Da? Mai să fie. Vreau să le și clarific. Deci, ce ați primit? Deci, așadar și prin urmare, ați primit 6 de bâte, magicianul, cavalerul de spade și cavalerul de cupe. Ce gândește despre voi? Nu vorbesc despre intenții. Despre voi, da? E o diferență. Poate să fie despre voi în general, despre voi la un moment dat. Clarificăm 6 de bâte. Clarificăm 6 de bâte. Pentru numărul 2. Asta. Oh, ce frumos. Clarificăm magicianul. Clarificăm magicianul. Frumos și așa... A, sunt două! Mai, din cauza că... Da. Clarificăm cavalerul de spade. Asta vreau să sar. Ce frumos! Clarificăm cavalerul de cupe.
Deci, la capătul setului de cărți, o balanță analitică pentru unii, cineva cu marcaj puternic în semn de apă, posibil. Ia unde era? Că am văzut imediat, vă arăt. Posibil cu marcaj în peștrac scorpion. Și, chiar dacă nu e așa, există marcaj puternic între... Venus, Luna, Mercur, iar Marte, Soare. Ok. Deci, cum gândește despre voi sau ce gândește? Gândește că sunteți, că atrageți atenția, măi. Atrageți un pic cam prea mult atenția. În sens pozitiv, evident. Cavalerul de... Nu e, nu e cavaler, dar sunteți ca niște cavaleri. Mergeți tot timpul înainte și interesant că au apărut trei, de fapt doi, ce frumos. Doi cavaleri au apărut, cavalerul de spade, cavalerul de cupe, un magician și șase de băte. Într-un fel sau altul, atrageți atenția. Unii dintre voi posibil să faceți și artă, orice formă de artă, artă, da? Atrageți atenția, pentru că magicianul este foarte interesant, are nu știu câte calități. Și face magie, face magie. Cu marea preoteasă și cu magicianul, poate că unii practicați și o formă de spiritualitate mai neconvențională. Unii, nu toată lumea, evident. Deci, oricum atrageți atenția și își doresc să vină înspre voi. Foarte frumos, da? Își doresc să vină înspre voi să se creeze o nouă lume. Nu doar voi separați, nu doar ei separați, voi doi împreună. Șase de bâte a fost clarificat de doi de cupe. Simt că vă potriviți. Am zis că posibil și ei să atragă atenția și voi să atrageți atenția. Vă potriviți într-un fel sau altul, în multe privințe, dar în mod special, la nivel emoțional, vă atinge sufletul și unul și celălalt. Posibil cu acești șase de bâte să le fie atras atenția la un moment dat, într-o mulțime, voi să ieșiți în evidență, într-o formă sau alta, și să se creeze această, mă mir că n-a apărut turnul, să se creeze această conexiune instantanee. Oricum, nevoia de comunicare este foarte mare, dar și comunicare emoțională, nu doar verbală, dar și verbal. Ce mai gândesc despre voi? Că sunteți vorbăreți, că puteți să manifestați, sunteți maestri manifestori, da? Că dacă puneți ceva în gând, reușiți să manifestați. Dar, deocamdată, și ei își doresc să manifeste cu voi și își doresc să cuvânteze despre această atracție, această legătură pe care o simt între voi, despre acest potențial victorios pe care încă îl simt că se poate. Orice o fi fost între voi, simt că se poate în continuare manifesta această victorie. Da, acest succes între voi doi. Dar ce e interesant, că acest magician a fost clarificat de valetul de spade și asul de bâte, dar invers. Ideea este, eu simt că această relație, acest potențial, acest as de monede, se referă la relația voastră care încă nu s-a manifestat, e în stare incipientă. Da? Pe de-o parte, ei vă spionează posibil și voi să spionează. Nu știm acum exact dacă există comunicare telepatică, s-ar putea să bănuiască și ei că într-un fel sau altul urmăriți, nu știu, ori etalări de tarot, ori astre, să vedeți când vă mai întâlniți, ori poate urmăriți, să vedeți când ieși de la școală, de la serviciu, glumeți, dar știți bine că nu-i glumă, da? Într-un fel sau altul, sau acest as de spade, poate, în general, asta reprezintă un soi de spionaj, dar și tăcere. La tăcerea aceasta e cu un scop, se dorește manifestarea și din partea lor simt că și voi aveți potențial de manifestare, da? Dar nu ați putut manifesta, voi doi nu ați putut, da? Aici este Mercurul vostru și Mercurul lor. Unul dintre voi a tăcut mai mult decât celălalt și nu s-a putut manifesta acest as, care înseamnă manifestare, de fapt, da? Nu s-a putut pune în practică acest potențial victorios, această relație de valoare. E o relație valoroasă între voi doi, da? Nu s-a putut crea. Mai ceva, cuiva a lipsit ceva. Ce mai gândesc despre voi? Iar că ar dori să vină înspre voi să comunice, câtă fericire simt. Da, cu doi de cupe n-au cum să nu simtă fericire, da?
Îi atrageți ca un magnet, dar repet, și ei, pentru că sunteți doi de cupe, și ei pot să fie la fel. Și atunci etalarea se citește în oglindă. Așa simt eu să o citesc, da. Ar dori să comunice cu voi acum despre cât îi faceți de fericiți. Dar? Da? A venit valetul de spade invers. Și soarele este? Da? În jos, este pe partea cealaltă a pământului, da? Soarele este invers. E tot un soi de soare și ăsta, da? Asta, da? Și atunci apare un soi de manipulare. Dar nu neapărat că poate să fie voită, nevoită. Există ceva. Ceva nu se manifestă și ca să se manifeste trebuie comunicarea. Comunicarea, repet, care până acum nu s-a manifestat, că a fost valetul invers, este urgentă. Magicianul și cavalerul de spade. Dacă se va comunica, dacă vor comunica și veți răspunde, evident, veți răspunde, doi de cupe, se poate construi fericirea între voi doi. Se poate crea acest soare, acest Eden între voi doi. Aici o problemuță. Cine comunică? De ce nu comunică? Cât timp nu comunică, nu se manifestă ceva. Acum că eu am impresia că voi nu vreți să comunicați și că jucați vreun... În continuare, ce mai gândesc despre voi? Că sunteți foarte sensibili și că le atinge sufletul. Am zis cavalerul de cupe și doi de cupe, da? Că sunteți, dintre toate opțiunile pe care le au, au multe opțiuni, într-adevăr, acești oameni. Poate că aveți și voi. Dar simt că această opțiune este specială, da? Doi de cupe. Cavalerul de cupe. Le atinge sufletul într-un fel sau altul. La capătul setului de cărți a apărut Marea Preoteasă. Unii dintre voi aveți secrete sau aveți magie, am zis, practicați un soi de spiritualitate pe care ei poate încă n-au înțeles-o și urmează să o înțeleagă. Da? Ați trecut prin transformări intense. Ați trecut prin transformări intense. Patru de cupe, de la lacrimi, da? Moarte, renaștere și v-ați transformat. Și aici este secretul vostru. Ar vrea să descopere acest secret. Ce mai este la capătul celălalt? Da? Apare justiția. Cu fi balanță, că apare și rege de spade, iar... Nu. Da? Ideea este că este o dragoste. Uite, asul de cupe. Care trebuie analizată din punctul lor de vedere. De-aia simt eu că aceștia ar putea să fie ei, care nu comunică. Da? Cum dacă sunteți voi aici, vedeți. Da, vedeți. Cine este aici? Pentru că justiția trebuie să echilibreze emoțional și mental. Și aveți apă și aer foarte mult. Da? Acest personaj stă și meditează. Da? Pentru că asul de spade e aici, la patru de spade. Da? Acest personaj are multă dragoste, într-adevăr. Dar. Ceva. Aici este o mică problemuță. Posibil unul dintre voi trebuie să renunțe la ceva. Lăsă-mi o carte. A venit soare. Măi, dar ce soare! Jupiter. Nu, Neptun, scuzați. Chiar mă gândeam de ce să fie Jupiter pe albastru. Neptun. Neptun a apărut și aici, la șapte de cupe. E o stare și de euforie. Da? Șapte și cu doi. Nouă. Euforie emoțională. Soare, fericire. Dar și de aici, acest personaj... Se gândește, domnule, e iluzie, e vis sau e realitate? Pentru că e o conexiune foarte puternică între voi doi. Mai da un mesaj. Da, acest personaj își dorește cu disperare o îmbrățișare de la voi.
disperare, doar o îmbrățișare, doi de cupe așa văd, este o dragoste care se manifestă de la suflet la suflet. Chiar dacă e atracție, că am văzut aici o atracție, da, chiar dacă e atracție, am văzut și regina de, da, chiar dacă e atracție, chiar dacă aveți o magie specială, conexiunea asta dintre cele două suflete e mai puternică decât orice altă senzație, da? Ce zice? Te iubesc, dar dacă ar fi să mă întorc la fel, nu sunt sigur sau sigură că mă vei lăsa să intru, să intru în viața ta. Deci e o chestiune care trebuie, care ține de schimbare. Chestiune care ține de schimbare. Și are, interesant că acest șase de bâte poate reprezintă o întoarcere, depinde cum se întoarce sau cum vă întoarceți unul la celălalt, da? Ca să se manifeste victoria. Pentru că dacă șase de bâte se întoarce sub forma manipulatorului, a cuceritorului, iar nu se poate manifesta relația. Dacă se întoarce cu sufletul deschis, da? Și doritor să comunice din suflet, da? Toate aceste visuri ținute, sau vise, cum vreți voi, ținute în tăcere, vise, obsesii, da? Transformare, durere, dacă le comunică, se poate manifesta ceva frumos. Dar, deocamdată, doar gândește. Gândește că se poate manifesta victorie. Gândește, scuzați-mi, da, vrăiștea de pe masă, lucrez, sunt în plin proces de lucru, da. Gândește că este necesară comunicarea pe multe planuri. Doi cavaleri și magician, da? Comunicarea pe multe planuri. Oricum, o fericire ideală. Gândește că sunteți personajul pe care l-au visat dintotdeauna. Hai să schimb un pic pe așa. Așa. Personajul pe care, ba, mai mult, pe care l-a visat dintotdeauna. Da? Personajul pe care l-a visat dintotdeauna. Dar, dacă tace, tace. Poate că și voi tăceți. Pentru că aici e o formă. Dacă nu vorbește celălalt, nu vorbește nici... Dacă nu vorbește unul, nu vorbește nici celălalt. Ceva. Posibil să fie și mândria la un moment dat în joc, în această relație de suflet. Și aici trebuie schimbat și vindecat. Da? Altfel, relația este aproape ideală. Gândește că sunteți ce și-au dorit. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut. O să pun cărțile la loc. Mă pregătesc pentru următoarea etalare. Scuzați interanjul, dar repet, sunt în plin proces de lucru. Aici am și valetul, mai scot în altă cameră, mai scot prin aer. Asta e, când lucrezi. Când lucrezi, ai multe lucruri în jur. Da. Cam atâtic pentru cei care ați ales numărul 2. Okidoki. Okidoki. Hai să vedem. Cei care ați ales numărul 3. Ia uitați ce frumos. Pentru cei care ați ales numărul 3. Hai să vedem. Pentru cei care ați ales numărul 3. Ce gândește? Uf! Ce lumină! Ce gândește? Așa repede. Ce gândește despre voi? Ce gândește despre voi, numărul 3? Ce gândește despre voi, numărul 3? Hop! Ce gândește despre voi? Ok. Am vrut să vadă. Da. Are logică. Deci, moartea, vedeți? 2 de monede, 8 de bâte și au vrut să vină împreună judecata și roata norocului.
Și la capătul setului de cărți, Justiția și Regina de Cupe. Of! Și iar o balanță. 6 de monede. Hai să vedem în continuare. Să clarificăm aceste cărți. Clarifică moartea pentru numărul 3. Clarifică moartea pentru numărul 3. Să-mi bată soarele în ochi. Și să-mi vedeți toate ridurile. So what? I'm a rock star. Clarificăm moartea. Interesant. Doi de monede. 8 de pute. 8 de pute. Asta vreau să iasă. Restul nu mai interesează. Au fost niște blocaje peste care trebuie să treceți. Și judecata. Și vreau să cu judecata. Judecata. Și rata norocului. Interesant, iar au venit două. Deci, trei! Fantastic! Cam multe cărți la voi, vrea să vorbească acest personaj. Deci, roata norocului a fost clarificată, dragii mei, încă o dată de roata norocului. Da. Au venit cam multe cărți la voi, dar nu e nicio problemă. Încerc să nu depășesc timpul normal. Da? Timpul normal. La capătul setului de cărți, ce aveți? Regrete. Și la capătul setului de cărți, celălalt, primul, Justiția. Ce este foarte interesant, că prima carte, moartea, a fost clarificată de Justiție. Aici, Justiția are în spate o regină de cupe. Și un 6 de monede. Unul dintre voi mai are un personaj în preajmă, cel puțin unul dintre voi. Dar, trecând peste acest aspect, dragostea dintre voi este o dragoste care vă echilibrează, se face justiție divină prin această dragoste. O dragoste profundă care transformă. Da? Interesant că apare și Regina de Cupe și moartea. Probabil că există planete în Scorpion într-o formă sau alta. Da. Dar, ideea este că trebuie să vindecați. Cineva trebuie să se vindece de o separare. De o separare. Iar judecata și turnul. De o separare care s-a produs între voi. Acest personaj încă regretă, dar încearcă să se vindece. Că sunteți voi, eu zic că... Deci, imediat o să revin. Ce gândește despre voi? Că sunteți foarte intenși. Și să nu uităm că aveți și judecata la sfârșit, da? Și roata norocului. Că le-ați transformat viața și le-ați schimbat viața. Clar. Într-un fel sau altul. Un bine sau un rău, le-ați schimbat-o. Acum. S-a produs o nedreptate. Deci s-a produs o nedreptate. Pe de o parte. Pe de altă parte este o karmă. O karmă care s-a acumulat în momentul în care ați încercat să vă separați, să încheiați ceva, să încheiați, poate ați încercat să încheiați relația. Sau într-o formă sau alta relația dintre voi s-a încheiat pentru că apare justiția de două ori. Unii dintre voi poate ați trecut printr-un divorț. Și acest divorț... Da, ar putea să gândească așa. Da. V-a transformat. Dacă ei știu despre acest aspect din viața voastră.
Dacă voi ați trecut printr-un divorț, ei știu și știu că treceți prin niște drame și transformări intense. Pe de-o parte, dacă n-are nicio legătură cu divorțul, repet, voi sunteți persoane foarte intense, cu judecata, roata norocului, roata norocului de două ori, am văzut și turnul și judecata mai devreme, în alt context, da? Persoane foarte intense care le-ați schimbat viața. Cred, simt mai degrabă, când am văzut și turnul și justiția de două ori, simt mai degrabă că le-ați dezechilibrat într-un fel, un stil de viață. Dar tocmai l-ați dezechilibrat ca să se regăsească ordinea într-o formă sau alta. În continuare, ce gândiți despre voi? Că sunteți, că trebuie să alegeți între această transformare, moarte, încheiere a ceva, relație dintre voi. Da? Poate între voi relația s-a terminat. Asta face parte din karma. Da? Karma implică, pe de-o parte, și să iertați. Regina de cupe. Rămâne de văzut dacă veți ierta sau nu veți ierta. Ideea este că ei gândesc că acum trebuie să alegeți între moarte și alt opt care aduce transformare, 8 de bâte. Dar 8 de bâte saltă către cer, da? Merge către transformare. 8 de bâte este urmat de transformare, de judecată. Deci gândesc că voi sunteți într-un moment de alegere. De răscruce de drumuri sau de alegere între ceea ce v-a dărâmat, da? ce v-a dezechilibrat și dorința de a merge mai departe. Și acest iar o chestiune care ține de casă sau de legalitate, o moștenire pierdută, câștigată, n-aș zice. O moștenire pentru că văd justiția de două ori și 10 de monede. Repet, pentru unii poate să fie un divorț, pentru că totuși e o etalare colectivă, da? Pe de altă parte, aici este un alt moment de alegeri. Alegeți ce? Să fiți în dezechilibru, cum a zis mai devreme, da? Sau să vă echilibrați viața și să manifestați ceva consistent. Și acum, alegerea este să mergeți, cum am zis mai devreme, în sus, să vă transformați, da, cu 8 de monede și judecată, eventual să vină ei înspre voi, dacă are legătură, vedeți, că poate să aibă legătură să vină ei înspre voi, că până la urmă vorbim de relația dintre voi doi, nu dintre voi și celelalte persoane, da? Să vină ei înspre voi și să comunicați că acesta a fost clarificat de comunicare, da? Valetul de bâte, să comunicați tot ce simțiți. Atracția, dorința de a iniția ceva nou. Și cum să renaști, dragii mei, cum să renaști, dacă nu integrând noul, da? Noul și mișcarea în viață. Cum să renaști din stagnare? Clar, unii dintre voi ați fost într-o perioadă de stagnare, de tăcere, poate chiar relația a fost întreruptă din cauza ori a unei relații karmice, ori a unui contract, a unor chestiuni legale sau unei căsnicii. Cu fie adevărată căsnicia, că și închipuie ei că sunteți căsătoriți, iar poate să varieze, sunt doar gânduri. Și gândurile pot să nu fie reale. Acum, cel mai important este că după această intensă transformare și dezechilibru și karmă, da? Sunt conștienți că și unul și altul trebuie să vindecați și să iertați. Iertare la Regina de Cupe. Să iertați injustiția eventual și să vă echilibrați justiția și temperanța prin această vindecare emoțională. Înțelegeți ce spun? Pentru că este o durere aici, o durere, uite. Moartea și poate că ați pierdut pe cineva. Vedeți? Pentru că e etalarea colectivă. Dar revin. Cel mai important este această conștiință a lor, sau acest gând, neapărat conștiință, gând. Că nu poți să stai în energia asta prea mult, trebuie să alegi. Da? Trebuie să alegi 2 de monede. Și ce să alegi? Frumos ar fi să alegi creșterea spirituală
sau exprimarea pasiunii sau integrarea noului, al dorinței de viață în viața voastră. Pentru că a fost o pierdere, într-o formă sau alta. Încerc, vă rog, adaptați-vă, da? A fost o stagnare. Patru de monede, a fost o relație karmică. A fost încăpățânarea cuiva care a produs, să zic, un dezechilibru și totuși se dorește renașterea. Pe de o parte și eu o doresc, pe de o parte gândesc că aici este gândul. Am senzația că acest personaj se stresează, pentru că sunt conștienți că și ei vor renaștere cu voi, renașterea și roata norocului vor renaștere cu voi, dar le e teamă. Le e teamă ca nu cumva voi să alegeți pe altcineva. Așa, și în continuare, am zis, după judecată apare roata norocului, care a fost clarificată tot de roata norocului. Da. Deci, se dorește renaștere și schimbare de energie, să ieșiți din stresul ăsta, e un stres, da? E o durere, uite, lacrimi, da? Lacrimi. E o pierdere. Poate unii ați pierdut o casă, o moștenire, repet, variază. Un job, un contract, dar, repet, se dorește, se gândește că se dorește 8 și cu 1, 9, expansiunea. Dar cel mai important ar fi comunicarea, adică nu cel mai important, cum se pune aceasta în practică decât prin comunicare, da? Și mișcare. Așa, roata norocului, care înseamnă schimbare, destin, relație de destin sau întâlnire de destin, întâlnirea aceasta le-a schimbat viața. Dar nu doar atât. Își doresc și ei, am zis, să vină. Își doresc clar, vor să vină, da? Să vă întâlniți. Este un timp divin. Dacă ați încheiat ceva, a fost necesar tocmai să treceți amândoi prin transformări. Și acum sunteți undeva la, vă apropiați de un anumit moment în care, da, moment, e timpul, e timpul, e timpul. It's time. Da? Să vă întâlniți, să vă bucurați de viață, chiar dacă au fost lacrimi și regrete și pierderi și ce mai fi fost, despărțiri, pierderi de eu știu mai de care, da? Să vă întâlniți și să schimbați energia, să mergeți împreună către destin, faetonul. Poate să faceți o plimbare cu mașina. Și roata norocului și faetonul înseamnă mișcare, e o roată, da? Aveți roată, ia uite, roată, roată, roată. Aici sunt patru roți. Hai, poate să fie și două dacă e motocicletă. Da, ideea este că se gândesc să vă invite eventual undeva, să vă simțiți împreună, bine, să comunicați despre atracție, despre pasiune, despre cum puteți să vă extindeți sau să mergeți mai departe în această nouă relație, că e ceva totuși nou, n-a apărut asul. Dar a apărut schimbarea și renașterea și moartea și transformarea, da? Și a apărut justiția de două ori, echilibrare. Echilibrare. Și ce e foarte frumos, nu? Că se echilibrează într-un fel. Uite, o roată cu o altă roată, stânga cu dreapta. Deci, roata norocului a fost clarificată tot de roata norocului. Trebuie să mergeți, mergeți către stea. Către vindecare și către destinul vostru. Și cred, e așa simt, că ei cred că faceți parte din destinul lor. Ah, ce frumos! You are my dream come true. Ești visul meu care devine realitate. Sunt șocat, șocată de existența ta în viața mea. Am zis că e un șoc, sunteți... Le-ați schimbat viața. Ce mai zice? Dacă ai ști... If only you know. Dacă ai ști de fapt ce simt în loc să vezi ceea ce arăt. Adică, cu alte cuvinte, nu se arată atât de mult, dar se simte foarte mult. Am zis, moartea, renașterea, roata norocului, se simte foarte intens. Se simte și despărțirea și orice zi de despărțire aduce lacrimi într-o formă sau alta. Mai, știu că această conexiune este sacră. Ha, interesant. Hai să mai iau o carte. Ce mai zice? Scuzați-mi, vraiștea, dar lucrez. Mai am un pic și trebuie să deschid. Iar Neptun?
Am mai dăm încă una. Și Venus. Neptun și Venus. E o dragoste ideală. E o dragoste, da. E o dragoste ideală. Venus și Neptun. Interesant. Ca și vibrație. Dar sunt convinsă că aveți și Pluto și Jupiter. În sinastrie. Da. Sper că a fost clar. Sper că a fost interesant și sper că v-a fost de ajutor. Am zis, ce gândesc acum, în general? Vede. Okidoki. Cei care ați ales numărul 4, această piatră verde frumoasă. Hai să vedem ce gândesc despre voi. Ce gândesc despre voi? Eu am zis că ce gândesc despre voi, nu despre relație, dar cărțile de la celelalte numere mi-au arătat gânduri și despre relație. Poate că nu le putem separa așa cum am avut eu intenția. Da? Să zici că nu gândești despre tine și... Adică gândești despre o persoană, dar la modul general, fără să implici relația care se creează între cele două persoane. Clarificăm. De fapt, clarificăm. Arată-mi ce gândești în numărul 4. Despre persoanele care au ales această piatră verde, numărul 4. Ce gândește persoana? Ce gândește persoana celor care au ales numărul 4? Ce gândește? Un gând. Justiția. Foarte mult a apărut justiția. Interesant. Și Marea Preoteasă. Justiția. Karma. O relație karmică. Mai. Uf! Nici nu știu cum să mă. E mai bine? Ce gândește despre voi? Vedem. Iar doi de monede, dar în alt context. A apărut și la numărul anterior, dar în aceeași poziție, dar în alt context. Poate ați vrut să alegeți numărul anterior? Cavalerul de bătăi și 6 de cupe. La capătul setului de cărți, faetonul. Hai să și clarificăm, da? Deci aveți justiția, 2 de monede, cavalerul de bătăi și 6 de cupe. Să clarificăm justiția. Clarificăm, te rog frumos, justiția pentru numărul 4. Clarificăm doi de monede. Ok. Ups. Mai ce sar. Doi de monede. Clarificăm cavalerul de bâte. Am vrut să fac o prezentare face-to-face, cum era dor de voi, dar o să mai fac și altele, care nu trebuie musai să apor, evident. Clarificăm 6 de cupe. 6 de cupe. Uf. Ah, ce frumos! Și sar cărțile, i-ați săpăcit de tot. Deci acest jos nu sunt eu. Nu sunt eu. Ia uitați unde s-a oprit la turnul. I-ați făcut praf. Da. Deci ce gândesc despre voi? E o întâlnire care le-a schimbat, iau-te, le-a schimbat lumea. Și nu mai dorm bine noaptea. E ca un trăsnet. Această întâlnire a venit ca un trăsnet. E o întâlnire, iau-te, în care încearcă să fie puternici. Încearcă să o ia de la zero, să fie puternic și să meargă către ce? A zis faetonul merge către și unde a apărut? A zis că merge către stea și stea a apărut chiar la voi aici, la final. Ei simt că sunteți predestinați unul celuilalt. Așa simt ei. Acum, ce simt? Ce gândesc? Știți, gândurile creează emoțiile și de multe ori când vorbim de gânduri, ajunge și la simțuri, n-avem cum.
Și gândurile creează emoțiile, să știți, nu invers. Ce gândesc? Unul dintre voi e căsătorit și altul e independent. Pe de-o parte. Pe de-o parte. Și aici este momentul de alegeri. Ce fac? Ce aleg? Se gândesc. Sunt în căsătorie. Persoana, sau într-un contract. Persoana cealaltă e independentă. Ce fac? Ce aleg? Să comunic și să... Da? Se chem la o întâlnire și să exprim toată această pasiune. Uite, cavaler de bâte și asul de bâte. Să inițiez. Da? Primii pași către această relație care e extrem de pasională, că doar a fost ca un, sau este, a fost ca un trăsnet, dar în plus mai are și 6 de cupe. Și steaua. Îi vindecați, îi alinați. Simt că v-ați mai întâlnit în altă viață, simt că sunteți, de fapt, parte din karma lor, din destinul lor. Frumos ar fi să fie dharma, nu karma, da? Cu cele două ar fi frumos să vindecați karma și să manifestați dharma. Știți ce înseamnă dharma, da? Bucuria, nu suferința. O relație în armonie. Bine, mai sunt probleme, dar în armonie, nu suferință. Ce gândesc despre voi? Gândesc că sunteți destul de echilibrați cu această justiție și nouă de monede. Sunteți echilibrați. Că sunteți singuri sau poate sunteți singure. Da? Aveți reușite, sunteți frumoase, sunteți echilibrate, inteligente, da? Sunt un pic întreruptă. Acum, ce mai gândesc? Dacă ar veni înspre voi, ce ați face? Dacă ar veni înspre voi și v-ar invita, uite, 8, da, 9 și cu 1, 10. Da, acest cuplaj între două personaje destul de puternice. Amândoi sunteți. S-ar putea unul să fie mai tânăr decât celălalt. Dacă ar veni înspre voi cu o invitație, baby, hai să ieșim la un pahar de vorbă. Ați primi? Aici este gândul. Dacă voi sunteți aici. Adică, ei vin, dau telefon sau vin cu un gest, ceva, vă cheamă, inițiază, i-ați primi, se gândesc. Aici v-ați putea să fiți voi echilibrați. Ce fac? Accept provocarea. Ia uite, dar ce provocare e. Accept provocarea. Sau îmi văd de echilibrul meu și de independența mea. Se gândesc. Oare? Pentru că dacă vin, se creează 3 de monede. Posibilitatea de a construi ceva. Evident că nu se poate construi de unul singur, da? Și ei se gândesc, oare ce va alege dacă vin să-i... Oare ce va alege? Oricum, se gândesc că simt multă pasiune. Ia uite, asul de bâte, cavalerul de bâte. Îți doresc să vă... Da, nu zic cuvântul. Riding. Își doresc să călărească pe valurile pasiunii. Să-și extindă universul acesta pătimaș, da? Instinctual. Și înspre teritoriile voastre. Să cucerească eventual teritoriile voastre, că sunteți abundenți. Da. Și e de cucerit. E de cucerit. Aici e Marte toată ziua. Marte, Soare, într-un semn de foc. Și aici e Venus. Și justiția, să zic ce... Ar fi Venus, într-un fel sau altul. O Venus mentală. Da? Deci o Venus senzuală. Dar și aici este intelectuală, nu e doar senzuală. Deci gândesc oricum sunteți frumoase sau frumoși, în echilibru, cu reușite. Căsătoriți? Posibil. Și chiar dacă nu sunteți căsătoriți, sunteți bine așa cum sunteți. Și aici este. Oricum, posibil unul dintre voi să fie căsătorit și trebuie să renunțe la un contract, la căsătorie, ca să fie singur și să se pregătească pentru întâlnirea dintre cei doi. Da, ce gândesc? Că vă simt profund. Și chiar dacă sunteți diferiți, mai tânăr, mai în vârstă, mai înalt sau mai micuți, sau diferențe, eu știu de ce ar mai putea să fie, vă simțiți foarte profund unul pe celălalt.
Și simt, ei simt că sunteți ca o stea pentru ei, îi ghidați, îi ghidați. Le dați putere, le dați putere. Într-o formă sau alta, dar trebuie să o ia de la zero. Ia uite și trebuie, ia uite ce să facă. Să blocheze pe această împărăteasă, soția cuiva sau, eu știu, într-o formă sau alta. Deci, dacă ar fi să fiți împreună, ar trebui unul dintre voi să renunțe la alt, la ex. Ex-ul și exa. Înțelegeți, da? Fostul, fosta sau chiar actuală, ca să se transforme în fost, da? Oricum, unii dintre voi s-ar putea cu această stea să ieșiți în evidență, nu doar să aveți calități de astea de vindecător la nivel de cuplu, ci să-i vindecați și pe alții, să aveți o carieră în care faceți consultanță. Unii dintre voi, pentru că sunteți în această postură, da, se gândesc că aici este, îi veți alege pe ei, îi veți alege pentru că am senzația, iar dacă unul este în această postură, steaua, justiția și nouă de monede, celălalt este în postura cealaltă. Da? Valetul de monede, asul de bâte și are pasiune, dorește să construiască, dar e un pic mai nepriceput, neexperimentat și totuși e acest moment de doi de monede. Cine pe cine alege? Ei vor alege, dar voi îi alegeți pe ei? Chiar dacă există această legătură, da, ei simt, ei nu vor să fie doar o chestiune empatică, doar o consultanță, vor mai mult decât atât. Vor mai mult decât atât. Scuzați-mi, fraiștea, repet, sunt în plin lucru, în două săptămâni ar trebui să fac expoziția și nu stau acum să fac prea multă ordine, doar de dragul să nu mă judecați voi greșit. În fine, am șevalet, am culori, am blocuri. Da, este nebuneala care este aici în spate. Ce-ar mai fi? Ce străsnet, aici este curajul pe care trebuie să și-l facă, pentru că acum sunt în stres, da? Simt această mare pasiune. Posibil să nu vorbească. Posibil să nu vorbească despre tot ce simt. Și acestea sunt doar, sau ce simt și ce gândesc. Dar oricum, dintre multele lor gânduri, unele dintre ele sunt și cele pe care vi le-am zis. Că lumea lor s-a dat peste cap de când v-a întâlnit. Dar e o întâlnire care, repet, echilibrează. Echilibrează, vindecă și le dă forță, le dă forță. Inspirație. Pe de-o parte, cavalerul de bâte și asul de bâte își inspiră. Îi inspirați să mergeți mai departe. Nu e vorba doar de poftă trupească la cavalerul de bâte. Sunt minunați cavalerii de bâte și cavalerii de spade, dragii mei. Sunt minunați ce-am face fără ei, mai ales noi, doamnelor și domnișoarelor. Ce-am face fără cavaleri, pentru că ei, în varianta lor bună, sunt foarte protectori. Foarte protectori. Deci, aici este. Dacă vorbim de cavaleri din perspectiva, să zic, masculină pozitivă. Nu poți să limitezi bâtele doar la sexualitate, clar. Pe de altă parte, acest cavaler de bâte și asul de bâte poate reprezenta acest trăsnet într-o formă sau alta. Da, trăsnetul ăsta, o dragoste, da, fulgerătoare și atracție fulgerătoare. Cum fac? Cum fac? Da? Să comunic, că îmi doresc să inițiez ceva nou, da? Să-mi împlinesc visurile, să merg către acest vis, să am puterea, da? Asta e, să am puterea, încrederea. Să iau de la zero, să iau de la zero și să manifest ceva cu tine. Numărul 4. Cum fac? Cum fac? Acum, dacă simțiți că aveți impresia că nu vă reprezintă, poate să fie invers în oglindă și puteți să mai alegeți încă un număr. Dar în principiu, aștept și eu confirmările, pentru că e foarte interesant. E foarte interesant. Și repet, am vrut să văd cum vă gândesc, cum gândesc despre voi și nu despre relație, dar n-am cum să separ. Tot apar mesaje despre relație.
Da. Într-un fel sau altul. Relația în sine, de 6 de cupe, relație. Vindecă, alină. E din alte vieți și trebuie dusă mai departe, face parte din karma voastră. Dar e o karmă care trebuie manifestată frumos. Adică să scăpați de durere și să manifestați dreptatea și echilibru. Da? Dharma, cum a zis mai devreme. Dacă voi sunteți în contract, se gândesc că... Și ei sunt independenți? O să-i primiți în viața voastră? Cum îi primiți? Ca pe o aventură? Ca pe un as? Ca pe un cavaler? Sau ca pe o relație care vindecă? Da. În principiu. Așa, pe scurt. O să mai fac și altfel de etalări. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut, da. Și vă doresc dragoste. A, nu, stați. Că mai am un mesaj. Să vedem din alte mesaje. Ce ar mai vrea să vă mai spună? Ce ar mai zice? Ce ar mai gândi? Da. Da, am zis că unii s-ar putea să nu vorbiți. Ce nu vreau să vorbesc, am nevoie de timp pentru mine. Pentru că acest personaj trece prin niște transformări. A fost trăsnit, da? A fost trăsnit. Dar pasiunea asta care este între voi, regina de bâte, regele de bâte, ia uite, eremitul între voi și trei de spade. Există posibilitatea să vorbiți mai puțin și să gândească mai mult, să fie parte din stresurile sale, mai ales noaptea, să aibă acest stres. Da, această carte nu cred că se referă la voi, cred că se referă la ori nevoia voastră de a, de a ieși dintr-un contract, ori nevoia lor de a ieși dintr-un contract. I need to move on. Da, acest personaj încearcă să construiască. Să construiască relația. Se tot gândește cum să facă. Ia uite, și-a luat karma pentru felul în care v-a tratat. Dacă v-a tratat nedrept, a suferit, da? Acum încearcă să reconstruiască ceva. Acum, această karma poate să... Să vină și dintr-o altă viață, cu 6 de cupe. Înțelegeți? Poate că nu v-a tratat urât, dar poate că a trăit o relație neîmplinită, tocmai pentru că v-a tratat urât într-o altă viață. Și acum trebuie să vă întâlniți, înțelegeți? Să vă întâlniți, să rezolvați această karmă. Hai să mai vedem ce alt mesaj mai bine. Uite, Marte. A, nu, Luna. Luna. Sunt niște confuzii, niște frici de aceste emoții foarte profunde pe care trebuie să le clarifice. În tăcere, cum a zis mai devreme, în tăcere. Și un stres. E mental, dar e și emoțional, Luna. Iar Luna a zis că vă comunicați emoțional profund unul cu celălalt. Posibil. Da. Trebuie să vă vindecați emoțional prin această relație. Sau să echilibrați. Să echilibrați această relație într-o formă sau alta și să o vindecați. Sunt gânduri multe, multe. Se așteaptă în aceste gânduri și ideea trăsnet. Da? Ideea revelatoare cum să rezolvați ce este între voi. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și confirmați-mi dacă aveți posibilitatea asta.